Am fost întrebat de mai multe ori în cele câteva interviuri pe care le-am dat cum s-a întâmplat să descoper faptul că, hai să nu numesc, dar faptul că am o pasiune pentru scris, care există, indubitabil. Și țin minte că la fiecare întrebare de acest gen n-am prea știut ce să răspund, și acum n-aș putea să spun ceva exact. Pentru că totul s-a întâmplat, dacă bine țin minte, în urmă cu 8 ani, 8 ani și ceva, pe când terminam facultatea. Eu sunt istoric de profesie, am terminat Facultatea de Științe Socio-Umane. Ca istoric există o legătură cu scrisul, dar nu acea legătură pe care o are un scriitor de literatură, aș putea să spun. Într-un fel sau altul, tot mă întâlneam cu scrisul, nu aveam cum să evit întâlnirea aceasta benefică, spun eu, binecuvântată. Așadar, la sfârșitul facultății, la absolvirea facultății, mai exact, după ce am terminat cu stresul lucrării de licență, toți studenții știu ce înseamnă acest stres, de asta îl și numesc așa, poate nu chiar toți, hai să nu generalizez. Au apărut idei. De fapt, cred că așa s-a întâmplat, așa ca niște mici flăcărui în minte. Au început să apară flash-uri, așa mi se dezvolte, să spun, subiectul unui roman, cu mici flash-uri, mici povestioare, ca să spun așa. Bun, deci au apărut idei, eram la debutul, la începutul cursurilor de masterat, că am urmat și cursuri de masterat în alt oraș, la Baia Mare. Romanul Vremea Turnei e primul roman pe care l-am publicat, romanul meu de debut, a fost scris acolo. Deci eu sunt sibian. Am uitat să spun, eu sunt sibian. Și masteratul l-am făcut acolo. Și cel mai simplu și mai... Abia apoi am aflat că este și cel mai firesc. A fost să iau, cum spuneam înainte, mici bucățele din biografie, din întâmplările mele, să mă gândesc ce m-a atins pe suflet și ce aș putea să creez din asta. Restul ține și de muncă și de mică într-o mare și de mai mulți factori. Și atunci, până la 20 și cât aveam, 23 de ani, eram și încă sunt, tânăr în sensul în care am o experiență mult mai mică de viață decât alți autori maturi. Am început să primesc acum și m-am bucurat că am început să primesc apelativul de autor maturizat prin ultimul roman. Și mulțumesc! Claudia, cred că tu ai fost cea care m-a numit așa, dacă nu mă înșel, și mulțumesc din suflet! Bun, deci am început să scriu treptat, nu știu, fără o rutină anume, am puține amintiri legate de momentul, am puține amintiri păstrate de momentul când am scris Vremea Tornadei. M-a ajutat și o persoană foarte apropiată la corectură. N-am avut editor. La Capătul Șoaptelor e primul roman în care am avut bucuria să primesc îndrumarea unui editor. Este vorba chiar de Daniela. N-am de ce să o spun și nu. Este totul foarte ok și normal. Mulțumesc din suflet. Bun. Știu că mă lăleiesc. Romanul s-a scris în câteva luni. Acum rețete nu există. Eu de asta tot îmi stau să mă gândesc ce aș putea să spun la o mică expunere despre scris și despre legătura cu scrisul. În niciun caz n-am să spun cum se scrie o carte. Nu știu dacă știe cineva cum se scrie o carte. După care, în perioada când scream și când am lansat romanul, activam și pe anumite rețele literare, încă mai există rețele acestea literare,
ajută într-un mod sau altul pe un tânăr debutant, pentru că este într-un fel ca o piață de desfacere, hai să o numim așa, știu că sună foarte ciudat și comercial, dar o întâlnire cu un public, cu orice fel de public, cu un public cititor, în primul rând, un public interesat să citească. Și pe acest site am dezvăluit câteva fragmente din ceea ce avea să constituie a doua carte, Eu și Mia. Eu și Mia este un volum de proză foarte scurtă și de eseuri, care a avut succes pe site-ul ăsta, pot să-i spun numele că nu mai există, Cititor de proză, un site care mi-a fost drag și încă mi este, și față de care păstrez foarte multe amintiri frumoase. Și acolo, văzând că prind aceste fragmente, pe lângă cele pe care le mai dezvăluiam eu din roman, am zis, hai să merg mai departe cu descrierea miei, pe care am luat-o ca pe un alter ego. După ce am terminat vremea tornadei, am început să scriu, după perioada cu Eu și Mia, la Oameni și Granițe. Ordinea în care au fost publicate romanele mele este și ordinea în care le-am scris de asta. Există un mic decalaj din diverse factori, din diverse cauze. Ei bine, la Oameni și Granițe s-a întâmplat ceva, s-a întâmplat altceva. N-am mai ținut foarte mult de anumite detalii biografice sau atât de mult de ceea ce m-a atins pe, ba, de ceea ce m-a atins pe mine de-a lungul timpului. Și am început să creez o poveste aproape de la zero. Destul de riscant, aș spune eu, și nu neapărat cea mai bună metodă, pentru că oricât am încercat, nu putem fugi de noi și nu putem să nu ne introducem și pe noi și, într-o manieră sau alta, ca sine real, în ceea ce scriem, sine autentic. Pentru că scrisul ăsta este lipit de sinele autentic, de partea asta de dinăuntru, foarte, foarte bine păstrată și adâncită. Și cred, aș putea să spun, dacă există un izvor, cam acolo se află izvorul scrisului și de acolo erup ideile. Și la Oameni și Granițe, cum spuneam, am ales să merg pe niște idei venite puțin mai departe de sinele acestea de care îți menționam înainte. Am scris povestea, prima parte a cărții, mai apoi inițial mă gândeam să fac o simplă novelă, un intermezzo între Vremea Tornadei și un roman pe care îl plănuisem de mult și pe care nici acum nu l-am publicat. Dar cu timpul am dezvoltat ceea ce a ajuns Vremea Tornadei, Oameni și Granițe, pardon. Este o muncă mai mult de lipire, cam ceea ce s-a întâmplat și la capătul șoaptelor. Iarăși un procedeu pe care nu-l încurajez și nu sfătuiesc pe nimeni să facă așa, pentru că se pierde o anumită coerență. Și am primit, inclusiv la Oameni și Granițe, semnale că se simte o diferență între prima parte și a doua parte. Ori așa ceva nu cred că ar trebui să se simtă într-o carte. Deci, între timp absolvisem și masteratul, începusem să lucrez și tot așa, după Oameni și Granițe, după ce am terminat al doilea ciclu de scriere, când deja devenise roman, nu mai era novelă, a apărut la capătul șoaptelor, prima parte. Iarăși, șontâc, șontâc, zicem că e doar o novelă și nu e doar o novelă. Aveam să aflu mai încolo. Hai să facem un intermezzo. Bun, nu mai fac intermezzo de atunci, că am înțeles că mai bine am răbdare. Și dacă stau 5 ani cât stăm la ultima carte, mai bine aștept să apară tot ce trebuie să apară, să se închidă robinetul și să văd ce rămâne. Și începusem să scriu la capătul șoaptelor și aici vreau să ajung. După ce am aflat în ziar online,
nu mai știu exact unde, nici nu are importanță, o știre șocantă care pe mine, care la mine a declanșat ceva, un declic. În perioada aceea, în urmă cu 5 ani, se semnala în publicația cu pricina intenția unui rus, mai degrabă a medicului său, de origine italiană, de a efectua un transplant de cap. Subiectul central al romanului La capătul șoaptelor. Lucru care pe mine m-a impresionat. Știrea respectivă m-a impresionat. Prin subiect, în primul rând, prin originalitatea acestei operații, prin curajul nebunesc al unui om de a face o asemenea operație. Și mă gândeam nu la stratul medical, pentru că nici nu am atâtea cunoștințe cât să-mi bat capul cu treburile astea. Eu tot cu ale mele eram. Cum Dumnezeu, ce se întâmplă cu omul ăsta, ce trăiește de fapt? Mi se părea ireal. Cum adică să-ți muți capul pe alt corp? Că de fapt asta însemna, deși îi spune transplant de cap. Efectiv, este un transplant de corp, da? Comunitatea științifică știe mai bine. Și tot gândindu-mă eu la treburile astea, stai că asta e o poveste chiar faină, merită abordată scritoricește, zic. Și așa am și făcut, slavă Domnului. Am început să scriu câteva idei, o poveste așa cum mi s-a dezvoluit ea. Apoi, iarăși pauză. Începusem să lucrez la primul job, era și stresul cu primul job și adaptarea și multe, multe, multe și încă stăteam la Baia Mare, nu eram la mine acasă. Și lucrurile astea contează foarte mult. Un autor, orice scriitor, orice artist care simte, care empatizează, care nu poate să creeze decât prin această sensibilitate uneori dusă la extrem. Sunt și artiști de genul ăsta. Și autori, că nu vreau să mă exprim de artiști, că nu mă pricep la domeniul acesta. Are și să discute mai ok despre treaba asta. Bun. Deci, spuneam că nu am făcut deloc, deloc bine, că am împărțit în felii o lucrare care trebuia să fie un tot unitar. Uite că m-am aflat să dau și sfaturi și sper să vă ajute. Mă refer la tinerile noastre participante care n-au publicat încă și nu numai, să abordați puțin mai fluid treaba asta cu scrisul. Daniela, cred că poate confirma, fiind editor, de la ea am aflat multe sfaturi despre bucătăria asta a scrisului. Pentru că o parte este inspirație, o mare parte este transpirație, este de lucru, cu ce vine, cu materialul brut, că de fapt despre asta povesteam eu, toate bucățile astea pe care le-am lipit. Asta este materialul brut, care trebuie puțin tăiat, aranjat, pus fundiță și mai apoi să-l arăți cuiva. Iar la lucrul la aceste lucruri se descurcă e nevoie neapărat de sfatul unei persoane care vede din afară. Nu într-atât de mult cât ne putem ajuta noi ca autor nu prea ne putem ajuta prea mult pentru că suntem teribil de subiectivi. O persoană obiectivă este o persoană din exterior care vine din spate și spune eu văd aici nu neapărat puțin altfel, dar uite, asta este părerea mea. Și o să-ți arate un lucru pe care tu nu l-ai văzut. Și te întreb cum Dumnezeu nu l-ai văzut. Pentru că erai băgat cu tot capul în foile alea și în sentimentul ăsta de apartenență aproape ca un părinte cu un copil.
ceea ce simte un părinte cu, față de un copil. De un gradul acesta, nu toți, nu toți, gradul acesta de subiectivitate deloc productivă. Bun, și a apărut și partea a doua, peste 2 ani. Hai că a rămas la capătul șaptelor, despre la capătul șaptelor vorbeam. La un moment dat m-am pierdut și eu pe mine, cu atâtea paranteze. Și au apărut celelalte părți, mi-am dat seama, da, acesta trebuie, nu trebuie. Ar fi frumos să fie un roman, pentru că uite că apar idei și idei și să mergem mai departe cu scrisul. Scrisesem în cei 2 ani lipsă de la pauză, de la prima parte la a doua și a treia, ca astea două au venit la pachet. Scrisesem alt manuscris care nu s-a publicat încă. Și ca să termin povestea cu la capătul șaptelor, după ce am terminat și cu jobul în Baia Mare și m-am întors la Sibiu, am finalizat, slavă Domnului, după mulți ani, ceea ce credeam că e, ceea ce credeam că constituie lucrul cu totul la romanul la capătul șaptelor. Ei bine, n-a fost așa, am mai urmat niște ani, vreo doi tot așa, în care încă au mai apărut idei, în care am beneficiat și de ajutorul persoanelor obiective, de care spuneam, ce persoanelor din spate, cu bune intenții, și față de care am avut încrederea să-mi arăt manuscrisul. Alt lucru foarte frumos și important este să ne arătăm și nu exagerat, dar să ne arătăm măcar unei persoane ca idee și ca schimb de impresii o parte măcar din ceea ce lucrăm. Dacă se poate o persoană sinceră și obiectivă, ar fi ideal. Că, slavă Domnului, de lăudător nu duce în lipsă. În spațiul literar, asta nu-mi place mie, că pe platformele literare, cum a fost, bine, nu cititor de proză, că acolo a fost chiar ok, nu dau nume. Pe una, majoritatea platformelor literare și pe grupuri, primesc semnale de genul foarte frumos, felicitări, sau semn de lectură, nu mai știu exact, niște expresii foarte generale și din care nu poți să culegi nimic, adică nu prea sunt persoane sau nu există încă curajul să apară cineva, din păcate, nu zice, să spună, da, e frumos, dar aceasta e părerea mea. Și să expună frumos și civilizat, evident. Că așa ar fi, așa e frumos să faci, să abordezi o situație, că nu, și o persoană. Și am terminat și cu la capătul șaptelor. În perioada când credeam că am terminat, da, cu romanul, am scris Fosfene. Acesta este un volum de poezie. Despre poezie n-am povestit nimic până acum și nu prea am spus nimănui despre... N-am avut ocazia să împărtășesc despre latura asta poetică a mea. Dar Fosfene a apărut cu mult curaj și cu multă susținere din toată perioada asta despre care povesteam înainte, când mai aveam un răgaz, mai scriam când simțeam nevoia să mai scriu, să mai distribui o poezie și primeam semnale, deși eram perfect conștient că nu sunt un poet, nici acum nu mă hazardez să mă numesc un poet, dar dacă veneau, ok, le scriam. Și primeam încurajări și eu tot nu și nu și uite că am făcut bine că am ascultat de cine trebuia să ascult și să pun într-o carte
mai multe poeme, mai multe microproze. Am mers tot așa pe formula din eu și Mia cu microproze. Bine, acolo se numeau proze foarte scurte, dar e cam același lucru. Pastile literare, să le zic așa. Nu. Și iată că a apărut și poezia în viața mea. Am scris... volumul a apărut cât se poate de firesc și de rapid. Nu m-am așteptat față de cât, cum spuneam înainte, față de cât scriam în etape, în bucăți. Și toată întinderea asta de timp care exista în cadrul scrierii unui roman, a unei proze de dimensiuni mari. La poezie totul a venit mult mai rapid. Și la fel de rapid a apărut și cartea.